Acest program este susținut de Aqua Carpatica, gustul purității. Azi la istoria secretă a umanității, dovezi incredibile ale războaielor atomice din trecutul îndepărtat al omenirii. S-a întâmplat în urmă cu câteva ore. NASA a recunoscut în premieră. Fenomenele OZN sunt cele mai mari mistere ale planetei noastre. Ce se întâmplă? Au devenit aparițiile obiectelor zburătoare neidentificate, atât de evidente încât nu mai pot fi negate. Este omenirea pregătită pentru marele anunț, momentul care îi va schimba întreaga perspectivă asupra Universului, dar și propria istorie. Sau există amenințări extraterestre pe care liderii lumii nu le mai pot ascunde de opinia publică? Verdict: Mădălin Ionescu și Robert Turcescu. Un actor american celebru este convins că suntem mințiți de mai marii lumii în privința explorărilor spațiale. De ce crede el că suntem captivi pe Terra și că nu avem nicio șansă să ajungem pe Lună sau Marte? Aflați imediat! De ce e prezent mitul șarpelui în toate civilizațiile vechi? De ce atâția zei supremi erau prezentați ca șerpi cu trup de om? Este adevărat că o rasă reptiliană s-a mixat cu hominizii străvechi, creând omul de azi? Erau acești zei extraterestri care obișnuiau să se scufunde cu navele lor în ape, trăind în baze subacvatice? Căutăm răspunsuri! Legendele umanității sunt pline de descrieri ale navelor cu care se deplasau zeii. Chiar și Biblia are câteva episoade în care îngerii sau Dumnezeu se relevă prin manifestări extrem de asemănătoare celor de tip OZN. Ei bine, vă prezentăm azi dovezi ale existenței navelor zeilor. Veți rămâne uluiți! Tot astăzi, într-un episod fenomenal, vizionăm apariții stranii în lacuri celebre, vedem picturi rupestre ciudate, vechi de 40.000 de ani, analizăm noi secvențe cu misteriosul Bigfoot și ne întrebăm dacă unii oameni chiar levitează. Nu ratați! Începe aventura! Ok, doamnelor și domnilor, bună seara! Aventura a început într-o zi specială, o zi în care NASA pare să facă niște afirmații pe care până acum nu și le-a permis. Robert Turcescu, un platou, bună seara. Bună doua... seara. Ce-mi faci tu mie așa? Ce-ți fac eu ție? Da, mă inviți. Ce-mi dorești tu mie? Să vorbesc despre lucruri ție? Despre care habar n-am. Da. Hai că te-ai descurcat bine de tot și n-are rău să-ți ascunzi pasiunile pentru că ai dat o raită prin toată această beletristică poate mai importantă decât multe manuale de istorie. Dacă ești curios, n-ai cum să nu te uiți și la astfel de lucruri. Dacă îți pasă de ceea ce se întâmplă și te întreb către ce te îndrepți. NASA astăzi, fii atent la formulare. Atenție, deci ăsta e pretextul emisiunii, însă lucrurile pe care le vom dezbate sunt foarte importante și extrem de spectaculoase. Am numit o ediție fenomen cu toată modestia, dar așa și este. Formulare. O potențială tehnologie extraterestră care funcționează în atmosfera Pământului nu este o posibilitate pe care NASA este pregătită să o infirme. Deci cum să o dai ca să nu sune prea evident, să... Deci nu e o posibilitate pe care NASA este pregătită să o infirme. Avem multe de aflat, zice administratorul NASA, Bill Nelson. Apoi, Nicola Fox, administrator asociat pentru misiunea spațială NASA, zice așa, UAP-urile, că așa se numesc UFO-urile, acum OZN-urile, sunt una dintre cele mai mari mistere ale planetei noastre astăzi. Deci, practic, este un moment, așa cum s-au întâmplat destule în acest an și anul precedent, în care autoritățile americane, sub o formă sau altă, agențiile guvernamentale, Pentagonul, Congresul American,
par să ne anunțe ceva, par să ne spună ceva. Da, există genul ăsta. Am observat și un soi de frison de tensiune, mai ales în zona online. Da. Au fost niște incidente? Niciodată parcă n-am avut într-adevăr atât de multe lor de poziție, să zicem, din partea unor structuri guvernamentale. Da? În legătură cu acest fenomen al extratereștilor, al orbitelor zburătoare neidentificate. Nu știu dacă neapărat cineva... Bine, eu spun un lucru. Eu cred că dacă mâine ne trezim în mijlocul Parisului sau în mijlocul New Yorkului, da, cu o navă extraterestră sau cu trei extraterestri, nu o să avem sigur, o să avem un breaking news categoric, dar lumea începe să fie atât de obișnuită prin producțiile hollywoodiene din ultimele decenii, am putea spune, și care au ajuns la niște performanțe extraordinare, adică deja nici nu, parcă sunt făcute de zici că sunt adevărați realmente cei extraterestri din respectivele sau personajele din respectivele producții hollywoodiene, încât oamenii ar zice, aha, de ce ăștia sunt? Aha, de ce au aterizat? Unii vor face o poză... Asta o... societățile occidentale, într-una, într-o țară ca sigur, România... Dacă, nu știu, dacă, ba, cred că și România până orașă, bine, dacă faci la în zone din ăsta mai așa, la țară... Dintre mesajele, sunt oamenii foarte deschiși. Da. Sunt mulți dintre ei extrem de fascinați de tot ceea ce prezintă în acest serial de 2 ani. Sau un an jumate cât are el. Dar sunt mulți care încă sunt dependenți de cele două cărți pe care le-au citit, dintre care Biblia nu este neapărat una dintre ele. Și nu vreau să jignesc. Deci chiar nu vreau să jignesc. Dar sunt atât de dependenți de miturile. Pe undeva e ok. Și înțeleg foarte bine. De lucrurile safe, de siguranța aia generată de biserică, de preoți și de câteva învățători preluate de aici, încât sunt foarte agresivi atunci când încerc să le tulbure această aici liniște. Aici e o discuție lungă. Această chestie patriarhală. Da, nu, mă uit la mesaje. Lungă. Mă uit la mesaje. Adevărul revelat, oameni care n-au citit nimic adevărul niciodată. Adevărul revelat versus, cum să spun, nu știu, ipoteze de lucru în legătură așa, sunt două chestiuni destul sigur, de... Între credință, în ceea ce ești între ceea ce ești convins și ceea ce ți se spune că ar putea fi mult mai subtil și mai diferit, e un război destul de puternic. Dar revenind la ce s-a întâmplat astăzi cu NASA, e o oportunitate foarte... Lasă-mă să spun o chestiune. Atâta vreau să zic. Da. Dacă aici, într-adevăr, e o chestiune, trebuie să punem o graniță. Eu, de exemplu, admit da, că în universul ăsta în care trăim pot exista și alte ființe inteligente. Fără discuții. Da? Admit lucrul acesta. E aproape, cum să spun, nu-ți poți închipui la câte... Am mai discutat vast, așa că trecut, da. Cât de vast este, că mintea nu poate cuprinde, da? Așa că suntem singuri în univers. Ar fi un orgoliu și o aroganță inutilă. Dar aici intervine o discuție despre Duh, despre ceea ce a pus Dumnezeu în oameni și probabil numai în oameni. Pentru că, dincolo de inteligență, da, există Duhul. Da? Aici lucrurile sunt mult mai complicate. Și aici s-ar putea energia să apară distinția, da? Subtilă. Energia subtilă, energia dumnezeiască, creator. Da? Legă... Bun, asta nu înțeleg. Asta e frica lor. Că odată ce admiți ideea că poate chiar ai avut creatori din rase, din civilizații superioare care au intervenit brutal într-un peisaj deja existent, pe o linie genetică deja existentă, mulți se gândesc că Dumnezeu dispare din ecuație. Nu este adevărat. Deci nu este adevărat. Una, creația în sine nu exclude sub nicio formă ideea extraterestră. Pe unii ar putea clătina din credință. Pe unii clatină. Da. Clatină pe care se duc în zone agresive și grosiere, da. Dar hai să vorbim, apropo de creație și de zonele care acum se revelează, pentru că totuși avem foarte multe dovezi. Te-ai întrebat vreodată, nu știu cât te-ai întrebat sau cât ai lecturat pe zona asta, de ce șarpele e atât de prezent în toate miturile popoarelor antice, inclusiv la cei mai neînsemnați africani, dacă aș putea să spun asta, cele mai necunoscute triburi, mai puțin cunoscute triburi africane. De ce șarpele e atât de prezent? Nu știu, că e prezent în diferite forme. Că dacă te uiți evident, simbolistica șarpelui. Simbolistica șarpelui e de la medicină, de la vechii greci, da? E simbolul ispitei și al răului, dar și al înțelepciunii în cultura iudeo-creștină, venind din Biblie, da? E Lucifer, e căzutul, da? Care ispitește pe Adam și pe Eva în grădina Raiului, dar în același timp e și cel care, spune Iisus, trebuie să fii înțelept precum șarpele. Da? Deci, lucrurile în zona orientală, în zona orientală,
este simbolul începutului și a sfârșitului, este șarpele care își înghite coada, este definiția pentru infinit, că de multe ori îl arată chiar sub forma semnului cu care astăzi suntem obișnuiți în matematică, spunem că este infinitul. Deci, cred că perspectivele sunt diferite. Pe de altă parte, trebuie să admitem că șarpele, ca ființă, da, dacă îl vezi, inspiră și teamă și atracție în același timp. Ai văzut șarpe, da? Când erai copil. Mie nu mi-e frică de șerpi. Nu ți-e frică de șerpi? Nu. Bă, nu știu ce să zic. Eu am un frison, adică... Nu, eu am probleme cu șobolanii. De la felul în care șarpele se deplasează pe apă, care mi se pare o chestiune absolut fascinantă, până la felul în care un șarpe, de data asta vorbim despre un șarpe boa, să spunem, da? Constrictor, care înghite un animal imens. Anaconda. Anaconda. Da. Și stă și îl digeră uneori chiar luni de zile. Trebuie să admitem că este, din punctul de vedere, o ființă absolut specială. Fii atent ce ai ignorat. Da. Cel mai tare pasaj este cel în care Dumnezeu, chiar și în Biblie, care din punctul meu de vedere, după ani de cercetări și de lecturi, momente de meditație, etc., de refuz al somnului pentru a înțelege niște chestii, ciudățenile mele, să zicem, probabil că toți trecem într-o fel sau altul prin etapele de astea, am constatat, practic, că Vechiul Testament are foarte multe pasaje preluate la popoarele, de civilizațiile anterioare. E bine, povestea asta șarpelor este foarte interesantă, pentru că șarpele, la un moment dat, după episodul în care Adam și Eva consumă mărul și cad din starea aia de puritate și așa mai departe, este blestemat de Dumnezeu să se tărască. Uh-huh. Ceea ce înseamnă că șarpele avea picioare și se deplasa, era un personaj extrem de interesant, după care Dumnezeu îl blesteamă să se tărască de acum încolo și să-și deruleze viața. Asta pentru că tu presupui că în grădina Raiului, de unde erau Adam și Eva, exista pământ eventual. Iar șarpele avea acces, se pare foarte ușor. Da, da, dacă grădina Raiului nu era, avea nicio legătură cu o grădină așa cum ne închipuim astăzi. Păi nu era. Dacă pomul ăla al cunoașterii nu avea rădăcine vite într-un sol teluric. Este absurd. Da? E absurd. Okay. Băieții au avut acces la niște informații care îngerii când se duc la Dumnezeu se plâng. Ăștia care ne iubeau pe noi extraordinar, îngerii, și care ne iubesc foarte tare. Și când se plâng la Dumnezeu că Adam va cunoaște de acum binele și va trăi veșnic. Asta îi deranja pe ei, că Adam va trăi veșnic. Dumnezeu îi liniștește și le spune că, de fapt, marea problemă a fost după ce a consumat mărul, nu că nu știu ce va cunoaște Adam, ci că va trăi veșnic. Dumnezeu îi liniștește și le spune zilele lui... Va cunoaște binele și răul, da, că aia era... Zilele lui vor fi de acum 120 de ani. Da. Deci, practic, suntem programați să trăim maxim 120 de ani. Sunt unii care au depășit granița asta, dar, din păcate... Astea sunt niște rarități. Bun, iar șarpele se pare că nu se târa. Dar apropo de simbolistica șarpelui, mi-am făcut niște... mi-am trecut în revistă toate lecturile și am făcut o mică sinteză a simbolisticii acestea a șarpelui și am constatat că principalii zei din toate mitologiile, principalii zei din toate mitologiile antice sunt prezentați ca, fii atent, ăsta e Oanes, care este... mă rog, în viziunea grecească e preluat de la sumerieni, care era închiși, care se transformă în Ea. Toți au corp de șarpe. Fețe de om cu corp de șarpe. Viracocha, zeu precolombian. Ăsta pleacă pe valurile mării, se mai întorcea din când în când și mai învăța pe oameni câte ceva. Quetzalcoatl, pentru că l-ai căutat. Te-ai dus prin Peru și așa mai departe. La Asteci era zeul simbolizat prin acest corp de șarpe. Kukulkan. Nu știu că l-avem pe Kukulkan, e ăla care stă pe un, zici că e la pe o navă, are un fel de bord, trage de niște manete, era supranumit șarpele cu pene. Kukulkan. Bine, atenție că la șarpe, la ce ne numim astăzi șarpe și mai ales în culturile despre care vorbești, intervine și dragonul. Deci nu e neapărat un șarpe. Da, da, adică, da. Intervine chiar și balaurul, dacă vrei, din bazmele românești, da? Care e deci prezent balaurul peste tot. Care este prezent peste tot. Dar Marco Polo are o relatare despre dragonii pe care îi creșteau chinezii și nu erau șerpi obișnuiți, erau cu picioare. Și care aveau dimensiuni de 13 metri, îi descrie. Așa și pe care îi sacrificau conform unor ritualuri din când în când. Dar nu mi se pare nimic, cum să spun, fabulos aici, pentru că, într-adevăr, putem să avem niște transformări în timp la diverse la specii. La specii, incredibile. Fii atent, Enki, care este domnul pământului. Asta înseamnă Enki. Domnul pământului, cel care, în principiu, potrivit sumerienilor, ne-a creat printr-o intervenție genetică brutală. Este prezentat exact așa. În foarte multe mituri, transformat, că a avut niște avataruri. A fost transformat și preluat de alte popoare, alte civilizații. Ba este pe la manete, Set, de exemplu, Ptah al egiptenilor, este practic Enki. E într-o cameră de-asta subterană și
ține mâna pe niște manete și descrierea este că deține porțile care drenează cursurile fluviilor. Deci bârtea de niște chestii și imediat se închideau niște porți și râurile și fluviile luau alt curs. E senzațional descrierea de acum mii de ani. Deci trăia în mediul subacvatic. Un soi de hidrocentrală a porțile de fier subterană. Da? Bă, e fabulă, imaginea nu... care dă drumul și sau oprește sunt texte antice, apa din baraj. Sunt texte pe care istoricii nu au cum să le ignore. Sunt mărturii ale scribilor. Pac. Cecrops este zeul mitologic al Atenei. Întemeitorul Atenei. A domnit 56 de ani. Este om cu trup de șarpe. Ptah, la fel, are și ăsta probleme. Set și Horus au corp de șarpe. Ra se luptă cu Apophis, șarpele care a provenit din cordonul lui umbilical. Ra, care avea un disc solar, se spune, potrivit unor mărturii antice, cred că ți-am zis, că această navă a lui Ra era depusă într-un templu și ca la Meca se duceau, s-au dus sute de ani, practic, să o admire. A dispărut, nu știm unde se mai află, într-un oraș egiptean. Zeus se luptă cu șarpele Tifon. Marduk, supremul zeu al ăstora, al asirienilor. Bine, la greci mai există, dacă ți-aduce aminte. Acum îmi forțez memoria, deși că este o carte pe care am iubit-o, Legendele Olimpului. Da. Dacă ți-aduce aminte, Hercule, mic, da, în pat lăsat, da, de mama lui, prinde șerpii cu mâna și omoară, da? Era un simbol iarăși foarte puternic, da? Cred că despre Hercule era, da, nu? N-am mers pe Meduza, sigur. Meduza. Da. Zeus se bate cu șarpele Tifon, Marduk, care era fiul lui Enki, deci așa zeu, se bate cu dragonul Tiamat, Odin, zeul suprem nordic, când coboară în abis, se transformă în șarpe, și închei, fiul lui Loki este un șarpe uriaș. Hindușii vorbesc de Naga, draconienii din... Na, textele hinduse acolo sunt foarte prezenți. O mulțime de... Sfântul Gheorghe se bate cu Balaurul. Deci, apropo de rasa asta reptiliană despre care vorbesc, să zicem, teoriile conspiraționiste. Toată această teorie conspiraționistă a fost inspirată de mitologiile antice. Mărturiile, care sigur se pierd în negura timpurilor... Că există niște oameni care sunt moștenitorii celor care erau ființe umane cu, erau cu corp de șarpe sau care aveau și... Da? Da. Povestea reptilienilor, care e prezentă și în mitologiile moderne, pentru că sunt oameni care au depus nenumărate mărturii că au fost răpiți. De, sigur, pot fi influențați. Aici e o poveste, pot să fie boli, pot să fie afecțiuni psihice, pot să fie cazuri reale. E prezentă și în mitologiile moderne, și în perioada UFO-urilor, a OZN-urilor, sunt mulți care au spus că au fost răpiți. E un ofițer celebru de poliție din Nevada, care în anii 70 a depus mărturie că a fost răpit. Structura ADN-ului unui astfel de personaj, jumătate om, jumătate șarpe, ar trebui să fie diferită de structura ADN-ului uman. Pentru că, de exemplu, ADN-ul uman, că de asta veriga aia lipsă dintre noi și gorilă, da? Da. Așa? E una relativ mică, da, dacă în structura, în genomul uman, da, structura și în structura din ar trebui să se vadă și într-o astfel de situație. Ori nu cred că... Ar trebui să se vadă. Sunt, sigur, momii, cum sunt alea pe care le-am arătat, care sunt caz controversat și sunt prezentate, au fost prezentate în universități și guvernul mexican chiar a făcut un mare spectacol pe tema asta. Dar, apropo, cu tema aia, cu aia ce s-a mai întâmplat până la urmă? E un caz pe care îi jenează. Igenează. Este super verificat, e confirmat de autorități științifice, e un caz care igenează și e dat puțin la... Se află într-un institut de cercetare în Mexic, sunt depuse, oamenii se duc acolo să le vadă. Dar, apropo de reptilieni, eu cred că mai degrabă e o poveste care ține de faptul că acești zei aveau capacități, zei între ghilimele. Aceste civilizații extraterestre, dacă într-adevăr au participat la crearea omului într-un fel sau altul, aveau capacitatea de a trăi sub ape fără probleme, de a face baze subacvatice, etc., și care probabil venim pe o planetă în care apele ocupau cea mai mare parte, au trebuit să desece o mulțime de râuri, să umble la drenaje, să facă, așa cum se spunea despre Ptah sau despre Enki, că se ocupau cu treaba asta. Enki, practic... Fac un soi de asanare. A asanat Eufratul. Deci sunt mărturii la sumerienii care se spune că zeul lor asta a făcut. Ceaușescu cred că era reptilian când a făcut reptilian, insula Marea Brăilei. Dar șarpele este a făcut desecări peste, masive. Da. Șarpele e prezent peste tot și sigur sunt triburi africane, de exemplu, care spun că strămoșii lor erau la fel. Șerpi au venit cu corp de
șerpi, fețe semi-umane, deci oricum mitologia se prezentă peste tot. Nu există popor antic. Nu crezi că până la urmă e totuși vorba de un soi de imaginație dar foarte fecundă? Dar toți, atenție, veneau din cer. Toți veneau din cer. Da, mă rog, foarte fecundă a oamenilor care nu-și puteau explica la un moment dat de ce unii inși au ceva mai multe, n-aș spune neapărat, poate chiar și forță fizică și spirituală, da? Mai mare decât... Trebuie să admitem că, de exemplu, sunt oameni că ochi de șarpe, dar sunt ăștia care spuneau la țară că să nu te uiți în ochii lui, că te deoache, maică, da? Da. Erau o chestiune, oameni care te privesc într-un anume fel. Poate că oamenii în, cum să spun, la momentul respectiv, pentru indivizi care aveau o astfel de privire foarte pătrunzătoare sau care provocat o felul de stări, oamenii au găsit, au zis o explicație. Asta nu e om, e șarpe, e jumate, da. Un jumate te hematizează ca și... Da. Da, eu cred că lucrurile au fost mai complicate. Da. Personal, am această convingere că mai multe rase sau civilizații s-au amestecat pe aici de-a lungul timpului și nu cred că toate miturile alea sunt absolut adică niște să sforme. Fie și... Au fost mai multe civilizații extraterestre care au venit suprapuse, și... Succesive. Și cred că pe Terra, personal, asta este părerea mea, au fost mai multe momente zero în care o serie de civilizații au purtat chiar conflicte masive care au ras efectiv de pe fața Terei urmele, așa cum dovedesc unele deșerturi, cum sunt anumite prezențe, anumite situri și așa mai departe, despre care vom vorbi astăzi, și care dovedesc că s-au întâmplat lucruri teribile. Este imposibil ca niște antici să aibă o imaginație, ieșiți practic din peșteri, din caverne, să aibă o imaginație atât de debordantă și să descrie cu lux de amănunte unele chestii care par de-a dreptul științifice. Adică n-aveau cum să aibă acele noțiuni. În Ramayana și Mahabharata, când se descriu proiectilele alea care au puterea 10.000 de sori și care, cum să zic, reușesc să ardă apele. Sunt nave aeroportate cu nucleare, nu? Și descriu chestii, descriu ciuperca, adică nu ai cum să ai imaginația asta. Tu fiind în principiu, că așa ne zic istorice, că ăștia au ieșit din peșteri și s-au apucat să scrie. N-ai cum să... De ce ți imaginezi zeii călătorind cu discurile solare? De ce ți-ai imagina așa ceva? De ce cu discuri? De ce să faci asta? Sunt atât de multe bazoreliefuri în care apar aceste OZN-uri și, bine, zeitățile înaripate sunt prezente peste tot, absolut peste tot. Iar inclusiv Biblia vorbește despre băieții căzuți din cer. Da? Nu puteau decât să cadă, că nu-și puteau închipui cum s-au deplasat. Au căzut, pur și simplu, că cerul e deasupra. Și au venit pe aici și au creat ce au făcut și învățau pe oameni și astronomia, și științele, și artele, etc. Sumerienii au aceleași povești cu zeii șerpi care veneau din ape și care ne învățau de toate. Bun, zeul șarpe. Avem un filmuleț despre închiși în Lille, care durează destul de mult, pe care l-aș da spre final. Hai să trecem la navele zeilor. Îți arăt o pictură rupestră veche de 40.000 de ani. Nu știu dacă o avem, uite aici, fii atent aici. Astea sunt celebri, astronauții antichității. Dar am dat mai multe imagini, mai multe fotografii. Asta este, într-adevăr, o pictură. Putem să facem un stop cadru? Că vreau să-l văd pe Robert traducând povestea asta. Deci este de 40.000 de ani. 40.000 de ani. Nu numai acel... De unde? Altamira? Ce e aici? Nu da, știu, da, acea chestie din centru. Da. Acea chestie din centru, da, hai să zicem că seamănă dacă la o privire superficială cu nozănii, dar uite-te de desubt. Pe mine ăștia, dacă putem, mă ridic, da? Îmi pare rău. Ăștia mă fascinează. Prietene, ăștia mă fascinează. Ăia cu trei picioare. Da, nu știu de unde e imaginea, deci asta e... Aveam un filmuleț. Nu peștere. Sunt convins că e Altamira. Da. Italia, oricum. Da. E o chestie veche de 40.000. Este celebră, cred că a arătat-o și Daniken, într-una din cărțile lui, Erich von Daniken. Dar este... E un caz real, deci nu poate fi contestat. Hai să comentăm ce vedem. Da, nu știu... Poate să fie și o navă extraterestră, poate să fie și un... Hai să-l dăm pe ăla, nu. Vreau să ne limităm la pictura rupestră. Asta intrăm deja în alte povești din Antarctica. Poate să fie și un genul de... cum e să numesc asta? Un ciclon, un taifun. Da, poate să fie și asta la un moment dat. Adică trebuie să ne gândim și la niște oameni. Gândește-te la un om care vede la un moment dat un fenomen din ăsta meteo. Zic și eu acum, încercăm să găsim contraargumente la, sau contra... poziții la chestiunea asta. Vede la un moment dat un vârtej, da? Un, cum se numește? Un ciclon, da? Ăla care a luat-o pe Dorothy. Da? Așa. Și vede ceva învârtindu-se foarte tare. O tornadă. Uite, pardon. Da? O tornadă. Vede îndepărtată.
ce e un om al cavernelor, al peșterii, văzând o tornadă. Bine, nu știm dacă ăla a pictat așa ceva. Nu știm dacă omul peșterii a pictat. Nu avem nici măcar garanția asta. Da. Știm doar că a reprezentat ceva extrem de interesant. În plus de asta, gândește, stăteam și mă citeam la un moment dat, am mai vorbit data trecută. Dar știi că deasupra e un fel de cap de zeu, de ăla cu ochii alungiți și cu craniul alungit. Așa îl vedem noi astăzi cu mintea noastră. Este real. Da. Deci se întâlnesc pe bazoreliefuri în care zeii sunt prezentați cu capete alungite și oamenii le aduc ofrande. Deci această figură a zeilor cu capete alungite și cu ochii oblici și în lateral și cu capul negru, de multe ori, așa cum era la sumerieni, sumerienii spun că zeitățile aveau capetele negre, nu este... Se întâlnesc chestii foarte clare pe bazoreliefuri. Deci era clar că oamenii asta făceau. Dar aici, jos... De unde să vezi ființele cu trei picioare? Mă, că arătăm deja altceva. Dar pe nu asta erau cu capetele alungite. Aveam noi alte... Asta e povestea că, într-adevăr, la egipteni, unele dintre aceste creații, care, cum se numesc astea, tiarele, care se pun pe cap, ascundeau, de fapt, aceste capete alungite la unii dintre vechii faraoni care proveneau din zei, așa cum zicea Maneto, că primii regi... Acum, astăzi, mai spun, mai e o chestiune care e de asemenea citită, se întâmplă și la... Încă se mai întâmpla și la țară, dacă vrei. Știi că la țară existau, de exemplu, mai multe obiceiuri apropo de nou-născuți. Unul dintre ele era cel de modelare a craniului. Da. Și asta până de curând, ca să spunem așa, cred că se mai și întâmplă. Copilul, nu știu ce. Nu, există, dacă un copil, de exemplu, când e mic, dacă îl lași doar pe o parte la om, dar fiind foarte mare, se deformează cutia craniană. Ne putem închipui că era și, cred că am și citit la un moment dat ceva de genul ăsta, într-un roman, e adevărat, una despre egipteni care își turteau cumva pe creierul pentru că... Ca să semene cu zeii. Ca să semene cu zeii, poate, sau ca să aibă, dar făceau asta copiilor la un moment dat. Cutia craniană a omului copilului nou născut este foarte maleabil. Adică e... Bun, apropo de navele zei, pictura asta rupestră pe undeva deschide acest episod al navelor zeilor. Iartă-mă, mai spus, să știi că, apropo de bătrânii noștri, da? La țară până în secolul trecut, ca să spunem așa, și probabil și cu secole înainte, copiii se trăgeau de nas, fetele trebuiau să aibă nasul lung, era un model de frumusețe la un moment dat, da? Trăgeau de nas să-i lungească nasul la un moment dat și se întâmpla cu copilul, luau tot timpul, se vezi și acum, de acolo s-a păstrat la un moment dat obiceiul ăla când te duceai, te lua de nas la un moment dat bunica, spunea, ce faci mă, gogule, da? Nu trebuie să ai nasul mic. Așa mai departe. Nu, nasul mare. Era bine. Masul mare, cu nasul trebuie să... Nu trebuie să ai nasul mic. Să n-ai nasul mic. Să ai nasul de aristocrat. Fetele legate, înfășarea copilului, da, multă vreme s-a considerat că dacă nu-l strângi bine, tot n-are picioare, nu-i rămân picioarele drepte. A fost o prostie, sigur. Erau tot fel de credințe. Bun, aici cred că e din altă zonă. Personajele alea cu trei picioare de jos, care sunt destul de reprezentate și pe alte picturi rupestre, mai e un caz celebru, la fel de vreo 20 ceva de mii de ani, în care a fost denumit și descoperit în Sahara. Și a fost denumit cetățeanul de pe Marte. Mm-hmm. Un arheolog celebru l-a descoperit francez și este la fel, o ființă cu trei picioare, foarte interesant. Hai să dăm un material, uitați-vă acum, la povestea vimanelor. Erau așa numitele nave pe care zeii indieni, zeii antici, le foloseau pentru a se deplasa, inclusiv între planete. Că așa se spunea că se deplasau. Pe ce bază funcționau? Au încercat chiar și unii cercetători să meargă pe ideea cu Mercurul ăsta, să vadă ce obține, foarte mișto. Hai să vedem. Bun, călătoreau pe bază de Mercur. Asta se menționează în textele hinduse. Sigur că mulți spun, doamne, e o prostie, rodul imaginației. Sunt cei care nu-și pot explica cum Dumnezeu de băieți ăștia descriau astfel de lucruri. Dar de ce n-au ales altceva? Unele dintre textele, dintre Bhagavad Gita sau textele vedice, sunt atât de precise încât spun și ce cantitate de mercur se folosea pentru, ca și combustibil pentru ca aceste nave să se deplaseze. Toate zeitățile antice se deplasează cu astfel de discuri sau scuturi zburătoare. E un episod pe care vreau să-l spun că o să te intereseze. Alexandru Macedon. Uh-huh. A asediat timp de 7 luni orașul fenician Tir, care se află în Libanul de astăzi. Conform istoriei lui Alexandru cel Mare, deasupra taberei macedonene au apărut la un moment dat 5 minunate scuturi zburătoare. În formă de V, aranjate. După un scurt tur deasupra orașului, cel mai mare dintre scuturi a eliberat o forță cu un fulger care a nimerit o parte din ziduri. Acestea s-au spart, iar apoi au venit și alte fulgere. Zidurile și turnurile se prăbușeau ca și cum ar fi construite din noroi.
Astfel, armata asediatoare a putut să intre cu ușurință în oraș. Și legenda cu zidurile Erihonului, cu trâmbițele, da? Care, da. Da. Ce ai zice de faptul că troienii, de exemplu, Ahile a intrat la un moment dat, a reușit să-i căsăpească pe Ahile, pentru că zeița Marte, dacă nu mă înșel, a luminat noaptea. Marte era Ares, zeul războiului. Ares era... e la greci. La greci, pe la greci. Marte, da. Zeul Marte era zeița Atena. Atena e zeița înțelepciunii. Da, Atena, zeița înțelepciunii, mai era Ares, era zeul războiului. Era înainte zeițe, Hera. Hera sau ceva, oricum. Hera. Hera ar fi luminat noaptea. Da, soția lui Zeus. Ar fi luminat noaptea cu nava ei, cu un disc zburător, ca să vadă ăștia pe unde să intre în cetate, să se lupte cu troienii. Sunt foarte multe mărturii de acest gen, în care discuri zburătoare se implică în bătălii. Deci asta este la Alexandru Macedon. Cred că asta nu se predă în manualele de istorie, că sunt, te jenează. Le consideră rodul imaginației. Dar cum ar fi dacă într-adevăr așa s-a întâmplat? Alexandru Macedon a câștigat o bătălie în felul... Nu cred că ar fi o chestiune de neacceptat, de neadmis la un moment dat. Da? Adică am stabilit. M-am plecat de la premiza asta și a fost dialogul nostru înainte chiar și de prima ediție, da, în care ne-am întâlnit. Da? Te-ar mira să știi că niște extraterestri s-au implicat atât, da, de agresiv în istoria umanității. Da, bun. Poate că și astăzi, la ora la care trăim, da, sunt deasupra noastră, deasupra televiziunii Metropola. Acum avem sigur sunt. Da, s-ar putea să se uite la emisiunea asta. Sau unii se uită la televizor, butonează și râd. Bun. Nu putem exclude că au existat și astfel de episoade în istoria omenirii. În același timp este această, cum să zic... vom trăi și vom muri, de fapt, da, și noi, generația noastră, fără să putem să elucidăm în momentul ăsta genul ăsta de mistere, mai ales că, atenție, citeam chiar zilele trecute că există biblioteci întregi, să spunem, de tăblițe de lut, da, încă nedeșifrate, necitite. Nu există fonduri pentru a putea fi deslușite chiar unele dintre ele, pentru că încă nu s-a reușit identificarea unor scrieri vechi, dar chiar și dintre cele cuneiforme, să spunem, da, din perioada, adică multe dintre ele au rămas ne... Pentru că unele dintre scrieri sunt chiar imposibil de tradus, pentru că nu mai au instrumentele necesare pentru a le traduce. Nu au informații despre scriere. Cercetare, bani investiți în momentul de față, poate că ar face posibile descifrarea lor. Însă nu se mai poate. Ți se pare, de exemplu, normal să spui despre Hammurabi, că este autorul primului cod penal civil din istoria umanității, dar să ignori faptul că Hammurabi descrie bătălii în care zeii se implică cu discurile lor zburătoare și rad... Asta nu știu. Rad mii, da, de oameni de post. Da, de exemplu, legenda lui Hammurabi cu codul lui, da, este cea care precede, dacă vrei, tablele lui Moise. Pentru că mergem pe aceeași direcție la un moment dat. Și Hammurabi, când a pus codul, a pus în mijlocul poporului, da, să vadă despre ce este vorba. La fel a venit și Moise cu tablele pe care le-a dat Dumnezeu și le-a arătat poporului ales. Da, și a spus, ăstea sunt, de două ori încă, pentru că prima dată nu i-a găsit cum i-a găsit și i-a dat cu ele de pământ. Deci există... Asta spun, legendele la un moment dat, da, sunt, vin unele după altele, iar apropo de ce, bai, asta chiar nu știam, că există în Hammurabi, ce a zis, a venit cu... Hammurabi descrie scene în care zeii se implică masiv în luptă, în discuri zburătoare, cu arme care distrug, descrie proiectile. Nu numai el, în Biblie, în Vechiul Testament, există o bătălie în care Dumnezeu se supără și într-o noapte distruge 180.000 de leșuri. Și numără băieții, 180.000 de leșuri cu nu știu ce proiectile. Avem Sodoma și Gomora, care... De asemenea, uite aici, da, sunt zeii cu capete alungite. Foc, mult și așa mai departe. Și în care aparent avem niște OZN-uri. Și chiar și întoarcerea, nu mai știu cine erau cei care fugeau la un moment dat din Sodoma și Gomora. Și se transformă în sare. Da, întoarce capul, dar și privește, pentru că îi ard ochii privind la ceea ce se întâmpla acolo. Da, și asta puteam spune. Era o explozie atomică, privești la explozia respectivă și evident că îți ia. Apropo de explozie atomică, hai să vedem... Ce spun cei care se ocupă de povestea asta și fac filmulețe despre posibilele războaie atomice ale strămoșilor noștri? Uh-huh. Avem? Hai că dacă nu mai vorbesc eu până atunci. Da? Dăm drum. Did a nuclear war occur in our ancient past? Hindu mythology tells of the Brahmastra, a cataclysmic projectile weapon that laid waste to entire cities. Its flash was as bright as 10,000 suns. It leveled the landscape. Everything was engulfed in flames. Armor melted onto the skins of warriors.
Today, the ancient city of Ratchathan is covered in radioactive cinder. At Mohenjo-Daro, skeletons have been found that are more radioactive than those at Hiroshima, Japan, where an atomic bomb was dropped in 1945. This giant crater near Bombay is curious. Is it the result of a Brahmastra detonation? Even if one is skeptical, they cannot deny that words written over 3,500 years ago tell of advanced technology that rivals our own. Bun. Pentru mine foarte tare este Oppenheimer. Mm-hmm. Oppenheimer este tăticul bombei atomice. Și Oppenheimer, nu știu cum ți se pare chestia asta, întâi te întreb pe tine. Iar excluzia asta, că la fel ai citit și tu, Eric von Däniken, ai citit atâtea. Apar acele zone deșertificate în care nisipul este pietrificat și sunt tot felul de bucăți de sticlă speciale. Mădălin, vorbim despre dispariția unor continente care pot fi de asemenea rezultatul unor ciocniri ale unor meteoriți, dacă vrei, cu scoarța Pământului. Da? Sau pot fi explozii nucleare sau pot fi explozii solare extraordinare care... Nu știu, poate a mai existat un soare care a explodat. Se poate întâmpla și povestea asta. Nu știu, nu-mi dau seama. Da? Poate fi nimic imposibil, exact, pentru că în antichitate se vorbea de cele două luni. Da, iată. Aristotel vorbește de cele două s-ar luni. S-ar putea să mai fi avut și alte corpuri cerești care, în timp, sigur, au produs la un moment dat, poate au mai existat, cum am vorbit data trecută, civilizații pe acest pământ mai au ajuns la un nivel mai avansat decât cel la care suntem noi astăzi și care, în urma unor explozii în urma unor cataclizme. Apropo de momentul pe care îl trăim acum, că problema furnică pe spinare, de câte ori mă gândesc că am putea să fim atât de nesăbuiți încât să ne cam sinucidăm. S-ar putea să se întâmple. Și în momentul ăsta în care să nu-i vezi că umblă cu valiza nucleară după ei, unul în China și altul la Tel Aviv. Incredibil. Da? Incredibil. Da. Biden la Tel Aviv, Putin în China. Adică, de ce dacă ne gândim la momentul ăsta, bună comparație, da? La ce trăim în zilele acestea, în care lumea, sunt mulți care stau cu pastilele de iod pentru copii, așa la așa, și pregătiți în sertar. Da, și tot, ne-a învățat Ministrul Sănătății să ne luăm de la farmacie. Apropo, români, mergeți și luați-vă pastilele cu iod de la farmacie pentru copii, repet. Dacă după 40 de ani nu mai sunt... Nu, să vă uita rafila că nu le iau, părinții nu iau pentru copii pastilele cu iod. Dar, revenind, adică de ce ceea ce trăim noi astăzi, de la o... tâmpenia unor teroriști, da, care intră, omoară 1400 de oameni, da, planeta ia foc, da, și se ajunge la o, Doamne ferește, o conflagrație mondială și care se închide prin apăsarea unui buton și o armă nucleară și poc și la revedere tot. De ce genul ăsta de întâmplare să nu se fi petrecut și într-un alt timp, da? Acum niște multe, poate chiar... zeci de mii de ani, să zicem, da? Niște zeci de mii de ani, să se mai fi întâmplat, rasa umană s-a dus așa și a reînviat cumva, că a mai rămas un Noe. A rămas un Noe și la acel moment, da, care a băgat repede ce a nimerit. Potrivit altor mitologii, se spune că o parte din cei care aveau capacitatea să supraviețuiască și aveau tehnologiile necesare s-au retras în interiorul Pământului. Vom vorbi și despre asta. Mici bucăți. Dar apropo de Oppenheimer... Ca ăștia de la Hamas, care și-a făcut... Eu cred că ăștia stau mai bine decât ăștia de la Hamas. Oppenheimer este inventatorul bombei atomice. A fost un savant al germanilor, pe care Hitler îl folosea la cunoștințele care au apelat și pe care l-au recuperat americanii. Atunci când știința trebuie să progreseze, nu mai contează divergențele ideologice. Și Oppenheimer... chestia asta, să arunci un creier ca la Oppenheimer la coș sau la zidul de așa să-l împuști, trebuie să fie ușor tâmpit. Asta așa este. Și l-au recuperat. Exact. Practic, Oppenheimer a devenit coordonatorul programului atomic american. Și acest domn Oppenheimer, la un curs, a fost întrebat de un student în 1947 dacă acesta este primul experiment atomic din istoria umanității. Și l-a zis, în vremurile moderne, da. O afirmație extrem de interesantă, care spune foarte multe. Apropo de, însă, de antichitate, de aceste texte, cele mai vechi texte din istoria umanității, astea sunt exemple de bucăți găsite în zone deșertificate, transformate, practic, într-un fel de tectite, sticle,
care nu se pot produce în cuptoarele obișnuite. Da. Trebuie temperaturi uriașe. Foarte mari, da. Temperaturi foarte mari. Uite aici, imagine cu... Poate să fie la un moment dat un fel de magmă vulcanică, dar... Dar fii atent la imaginea asta. Da. Uite-te la ce ține nena ăla acolo. Ți se pare un proiectil sau nu? Da. Bazorelief de mii de ani. Bombiță. Seamănă cu aia lansată de Enola Gay. Are mii de ani, exact. Da. Bomba atomică. Fii atent cum descriau anticii, ăștia care coborâsără din peșteri și care în principiu erau niște troglodiți. Un singur proiectil încărcat cu toată puterea Universului. O coloană incandescentă de fum și flacără strălucitoare ca 10.000 de sori s-a ridicat în toată splendoarea sa. A fost o armă necunoscută, un fulger de fier, un gigantic mesager al morții care a redus la cenușă o întreagă rasă. Cadavrele au fost atât de arse încât au fost de nerecunoscut. Părul și unghiile le-au căzut. Ceramic... Cine scrie asta? Este în Bhagavad Gita. Părul și unghiile le-au căzut. Ceramica s-a rupt fără nicio cauză aparentă. Iar păsările au devenit albe. După câteva ore, toate alimentele au fost infectate. Pentru a scăpa de acest incendiu, soldații s-au aruncat în ape. Câtă imaginație să ai? Nu e vorba de imaginație, da. De ce să scrii așa ceva? Povești cu frații Grimm de frații Grimm? Nu știu dacă textul chiar este așa autentic. Așa e trecut, așa e făcut. Este autentic. O să verific. Verifică. Este autentic, l-au citat și ei. Mă intrigă. L-au citat și ei. Mai ales că eu trebuie să admit, sunt destul de rezervat în ceea ce privește, mai ales acum TikTok-ul, înțelegi? Și, ia varianta în engleză, ceva mai Ramayana și Mahabharata. Da, mai în anii din urmă, YouTube-ul, cu apariția unor astfel de, hai să zicem, pseudodocumentare, că apar la un moment dat tot soiul de filme rostite de unii cu o voce foarte gravă, în care sunt puse tot soiul de aberații acolo, pe care unii nu se mai străduie să le mai verifice. Dar uite, chestia asta cu... Nu, verifică, este... Da, depinde de traducere, de nuanțe, dar este unul dintre textele care nu mai poate fi contestat, adică este prezent și nu este singura descriere. Păi nu, o să verific cu un bun cunoscător al textelor. Da. Care, care este unul, nu este singura descriere de acest gen. Adică sunt mult mai multe descrieri ale unui potențial. Pariul tău este, sugerez că a existat o explozie atomică la momentul acelei descrieri. Mai mult decât atât, uite, la Mohenjo-Daro sunt tot felul de schelete care încă sunt radioactive. Ceva s-a întâmplat. Bine, radioactivitatea trebuie să înțelegem că nu este însă dată numai exclusiv de o bombă atomică. Nu, da? Nu, așa? Dar evenimente bizare. Ea poate să vină și de pe un corp ceresc, absolut, da, o explozie, absolut, spuneam. Absolut, fără îndoială. Dar sunt zone deșertificate care sunt descrise ca la un moment dat fiind pline de vegetație și care, din punctul meu de vedere, sau al unora, nu al meu, după ce am lecturat o mulțime de lucruri și ținând cont de aceste chestii care au fost descoperite, îți pot da exemplu unui om de știință semnificativ, egiptean, Patrick Clayton, care bine, e englez, care a stat acolo, care a descoperit în platoul Sad din Egipt bucăți mari de sticlă în nisip și pe care le-au analizat ulterior. Și geologii din întreaga lume au fost atrași de această poveste și au zis că, ca și în deșertul libian, au un grad de transparență și de puritate de 99%, care nu este tipic în fuziunile meteoriților căzuți. Deci n-au cum să apară de la meteorit. Sunt de diamant. Deja, da, deci e aparte. Cu totul altceva. Deci sunt locuri, sunt chestii care nu pot fi explicate. În acest moment nu avem cum, nu îndrăznim. Da, bine. Uite de aici, ce de vrei? Nu putem explica nici apariția fă stop cadru aici, Gabi. Da. Le-am mai arătat prietenilor noștri. Hai mă, dă-o încolo. Da. Bune, n-ai ce imaginație să ai. Și astea unde sunt prezente? Astea sunt în Egipt. În Egipt. Da, adevărul e că civilizația egipteană și nu numai... Și în Sumer. Sumer și sumerian, dar mai ales... Și în Egipt. Egiptenii l-au preluat de la dar sumerian. Dar cea egipteană, și asta aici este părerea multor oameni de știință de această dată, dar egiptologi chiar și istorici, bine, care nu-și pot explica cum a existat a apărut pe pământul ăsta o civilizație atât de bine mobilată intelectual, cu niște descoperiri extraordinare, cu un sistem de organizare extraordinară, dintr-o dată. Saltul de la ce era până atunci, să zicem, la felul în care a apărut brusc aproape în istorie civilizația egipteană, este unul de neînțeles și ușor de neexplicat, dacă vrei, în ceea ce înseamnă istoria umanității, care nu are multe sinusoide din astea bruște, da?
Ea curge, crește, se dezvoltă ușor într-o curbă din asta ascendentă, dar clasică, să zicem așa, știi, cu urcări, cu nu știu ce, pe măsură ce apar oameni care inventează motorul cu aburi, cu tare, cu tare, mai trece 100 de ani, mai apare un computer, dar noi poate că astăzi sunt timpurile pe care le trăim. După 47, după Roswell. Noi în timpurile pe care le trăim astăzi, prin felul în care au apărut aceste computere cuantice care au puteri de calcul extraordinare și cu ce o să urmeze acum cu inteligența artificială, poate că suntem într-un moment din ăla cum a existat la momentul civilizației egiptene. Sau sumeriene. Brusc un salt în care s-a ajuns la niște chestii fabuloase, de la forma de organizare, la formele de la arhitectură, la apariția unor, scris, limbi, dialecte, chestiile astea nu se întâmplau până la momentul respectiv. Dintr-o dată, mai este un argument extrem. Și mai e ceva, mai spun, așa cum au apărut, au și dispărut. Adică este fabulos felul în care s-au stins dintr-o dată aproape genul ăsta de civilizație. Ele n-au rezistat și în istorie sunt multe astfel de exemple, da? Da. Inclusiv la asteci, da? Chestii care au crescut, la un dat dispar. Și dispar. Bun. Să ne gândim la asteci care săracii l-au așteptat pe Quetzalcoatl, zeul lor suprem, șarpele și cu pene de la Maiași. N-a venit, au venit. Și că au venit conquistadorii, de aia i-au și primit, că au crezut că ea era. Aveau penele alea strălucitoare și s-au gândit că e zeul lor, nu știu ce. Bun. Vă dau acum, apropo de cei care au scăpat de războaiele atomice, în cazul în care au avut loc, ca să nu ne luăm totuși marja de eroare necesară. E această mitologie a pământului locuit în interior, pe care până și naziștii au preluat-o la un moment dat. Le-ai luat pe toate în emisiunea de astăzi. Da. Pe scurt! Mă trimis din una în alta. Capul de tot spereți. Da, așa, exact. Da. Vreau doar să amintesc povestea amiralului Byrd, care este una cât se poate de reală. Este amiralul care, al cărui nume, îl poartă și acum unul dintre marile distrugătoare americane, care se numește la fel nava amiral Byrd, decorat de statul american. Povestea asta nu poate fi contestată de nimeni. Cea mai mare expediție care s-a numit High Jump în Antarctica, cu nenumărate trupe, cu submarine, cu nave, cu avioane. Ce ani? În 46-47. Uh-huh. Și care s-a soldat cu o poveste absolut stranie. Byrd n-a putut să vorbească public despre povestea aia de acolo. A fost considerată chiar o invazie. Era o expediție pentru ce? Nu se știe, dar invazie cu avioane și cu tot. A fost cu australieni și cu britanicii. Deci făcută împreună. Este dovedită, este confirmată cu un distrugător, Brownson, care a participat la poveste. Concluziile niciodată nu au fost. A fost trecută la top secret. Top secret. Toate concluziile acestei invazii. Așa. Iar finalul este unul incredibil. Un așa numit jurnal al lui Byrd este publicat la un moment dat de niște ofițeri CIA retrași, în care Byrd menționează întâlnirea cu o civilizație. Nu e un jurnal asumat. Nu e un jurnal asumat, nu. Da. E o ține de teoria conspirației această poveste. Sigur că cine să-și lasă guvernul american, mi-e greu să cred. Dar Byrd este un nume. Ne așteptăm acum, dacă Pentagon a început să ne spună despre obiecte zburătoare neidentificate. Ideea e că l-au preluat. Practic n-a putut să mai facă nimic cu avionul în care era. L-au preluat, i-au explicat ce se întâmplă. L-au preluat cine? Extraterestri? Niște băieți care trăiesc în interior, foarte avansați. Într-un fel de comunism ăsta, foarte dezvoltați. În interiorul pământului, în Antarctica. Femeile nasc o singură dată, trăiesc nu știu câte sute de ani, au 800 de milioane de locuitori, au un fel de soare artificial. Au niște culori interesante, sunt mai înalți ca noi și care vorbesc de faptul că există două civilizații. Una ne împinge către un război atomic, alta încearcă să ne oprească din această nebunie care ne cuprinde acum, se pare că ne cuprinde acum. E foarte interesantă povestea asta, fii atent, era în anii 50-60 când se spune despre război atomic spre care ne îndreaptă niște băieți. Da, o să spun efectiv că au fost concluzii. Bombei de la Hiroshima și probabil că la momentul ăla. Doar că secretarul lui a fost internat în cele din urmă într-un spital și, paradoxal, a sfârșit ca unul dintre rușii ăștia care îi deranjează și intră în programul Windows. Ce deranjează pe Putin. Ce i-au dat? Nu, a zburat de la fereastră. Am înțeles. Am crezut că poate i-au dat niște plutoniu. Secretarul lui, care a participat de marină, a sfârșit într-un spital de psihiatrie niște ani mai târziu. Rămâneți cu noi, ne întoarcem cu
cu aceste povești uluitoare, vorbim și de monștri din ape. Dacă vrei, te duc și în zona. Da, văd că deja da, o să... Te duc în toată istoria. Nici nu vreau să mă gândesc la ce o să visez în noaptea asta. Da, avem și, avem și secvențe foarte tari. Chiar video noi nouțe. Rămâneți cu noi, ne revedem în câteva momente.